Dintre plantele binecuvântate, ce poate face miracole pentru bolnavii de cancer, este măcrișul. Este denumit în limbajul popular și măcriș de pădure, măcrișul caprei, măcriș trifoios, scaunul cucului, pita cucului sau trifoi acru. Măcrișul acoperă solul pretutindeni în pădurile din România, de foioase și conifere, ca un covor de frunze de verde deschis, presărat cu flori albe delicate. Măcrișul este bogat în nutrienți. Pe lângă vitaminele și mineralele pe care le conține, această legumă medicament oferă 312% din doza zilnică recomandată de vitamina K, alături de o mare cantitate de vitamina C. Această plantă are proprietăți incredibile pentru că poate proteja ADN-ul de diferitele mutații genetice. Consumul regulat de măcriș reduce considerabil riscul de apariție a cancerului de colon, de sân și de prostată. Măcrișul nu se usucă, ci se întrebuințează doar în stare proaspătă. El înlătură pirozisul, adică arsurile la stomac, și tulburările hepatice digestive ușoare. Pentru aceste indispoziții, măcrișul se bea sub formă de ceai răcit în prealabil, în porții de câte 2 cești pe zi. Contra icterului, a nefritei, a erupțiilor cutanate și a viermilor, doza respectivă se bea caldă. Medicina populară recomandă sucul proaspăt stors pentru cancerul incipient la stomac, tumorile și ulcerațiile canceroase interne și externe. Sucul proaspăt se obține cu ajutorul storcătorului electric de uz casnic. Se iau 3-5 picături odată pe oră, diluate în apă sau în ceai de plante.